am să citesc câteva poeme din două cărți aflate în lucru. E vorba întâi despre un volum intitulat Monede în aer și un al doilea care are un titlu deocamdată provizoriu, Arhiva Păianjenului. Deci o să le citesc nu neapărat într-o ordine oarecare, ci într-un fel de devălmășie. Cascada. Anno Domini 2020. Toți prietenii mei cu brațele pline de foi albe scriu câte un jurnal de pandemie. În textele lor se aude o cascadă vuind. Locul unde cade apa zdrobită de bolovani pare poala unei femei bătrâne în care se adună pânza de la un război de țesut. O urzeală albă și rece, numai bună de tras peste ochi, îndată ce te-a așezat frumos lângă zid. În acest timp, eu refuz să mai vorbesc la telefon. Propozițiile mele ar fi și ele tot o cădere de apă. Razele soarelui înfipte în lună. Mozaic. Acoperiți de uitare, copiii bat mingea pe un maidan. În interiorul mingii, doamna lor învățătoare pune curse la vulpi argintii. Afară e o toamnă făcută din petice. Pe aleile drepte, capetele noastre scriu gânduri de parcă s-ar rostogoli pe fâșii de hârtie cretată. Mingea lor tocmai se șterge de lună, cum ai culege mugurii unui surâs din spuma valului care se sparge de țărm. Bărbat scriind în mijlocul unei grădini. Mă găsești ostenind să-ți pun la loc capul pe care tocmai ți l-am tăiat. Lovesc ritmic cu ciocanul îndaltă, zboară așchii aprinse, trag cu urechea și din când în când întorc privirile, cum aș auzi dinspre manej un nechezat și bătaie de copită în podea. Întindeți doar mâna spre trestii prin fereastra vagonului, ele par suflete de copii ridicate pe vârfuri. Forme. Cine ține în mână o lumânare aprinsă, se îngroapă de viu. O plimbare tăcută. Vine moartea să-și pună în ordine toate hârtiile și pare puțin îmbufnată de cele ce i s-au întâmplat. Pacientul de la care se întoarce a lăsat, înainte de a închide ochii, să-i zboare din ei două muște verzui în aerul atât de curat. Arhiva Păianjenului. Astăzi,
trebuie să-mi arunc în cuptor mâinile. S-ar cădea să le și cert, că în lipsa mea, acolo departe, aprindeau chibrituri în sloiurile de gheață. Părea că mătură podul bisericii când se hârjoneau aruncându-și lovituri de ciocan. Azi noapte le-am aflat trimițând cu praștea stele în apă. Aștept să tacă, să fie perne duse de vânt din care cad viermi. Aforism. Rândunicile s-au adunat pe sârma de telegraf ca niște autori țanțoși de aforisme. Poartă rămășițele unei uniforme de parcă au fost colegi de clasă. Mâine vor scrie un rând negru pe coala întinsă a cerului. Listă de cuvinte. Mă prins de mână să privim cum se încaieră în crengile pomilor ziare și nori. Toate știrile zilei vor fi spălate de ploi. Departe, un munte își încheie nasturii peste alpiniști. Aici, cineva își începe absența, cum se stinge zgomotul de cioburi pe ciment după ce ai spart o oglindă. Ramurile acestui copac par liste de cuvinte pe care să le schimbăm între noi atunci când ne vom apăra cu frunze, iar nu cu propoziții. O piatră și adâncul mării. Târziu am aflat că zăpada sub tălpile noastre e un muzeu al lucrurilor care se scufundă. Copiii alunecă de-a lungul unei biserici în coadă de rândunică. Am întins mâna după argintiul pachetelor de tutun și, mergându-ne alături, părem o piatră de moară și adâncul mării. O, splendidul șuvoi de sânge pe care vântul îl împinge spre noi. Expoziție de insecte. Când am ajuns acolo, o noapte își îngropa ziua și în jur nimeni nu mai plângea. Doar pe o lagună, într-o casă înconjurată de trestii, un copil face muzică în timp ce tatăl său citește ziarul, iar o bunică se roagă. Cu vapoarele, cei din larg umblă printre stele ca printr-o expoziție de insecte. Călărețul spre lună. Ei sunt meșteri destoinici și clădesc acolo calul troian, pe o limbă subțire de pământ între ape. Ca să mă poată crede de-al lor, eu așez un copil în mijlocul unui cerc și el va fi călărețul nostru spre lună, pe când de pe dealuri zăpada se pregătește să latre.
Noi suntem soldați cu inimă de actori. O pădurice se apropie întotdeauna în zdrențe aprinse de locul nostru de joacă. Calendarele arată o noapte zincată, căzând cu zgomot mare printre două anotimpuri. Ochiul meu continuă să rămână un nod într-o scândură. Arhiva Păianjenului. Ne plăcea să privim îndelung frumusețea obiectelor oglindite. Până spre amiază tu ai șters craniile de praf, eu cu brichete de colecție aprindeam muzica în sfeșnicele înalte, de parcă eram prins în jocul acela numit Shakespeare și paharele cântătoare. Printre frunzele plopilor nu veneau raze de soare, ci un hămăit îndepărtat de șacali. Umbra mea lângă umbra ta pe un perete se scorojau. Sub cenușa ta și sub cenușa mea zăcea îngropat un capăt de drum. Numai târziu ne-am putut da seama că tânărul Eduard o ducea pe Olimpia de mânuță împreună cu puiul ei de pisică, semănând uimitor cu o bufniță. Numai târziu am văzut că luna scapă din mâini și ragul ei de mărgele. Umpleți mintea cu nobile icoane. Așteptăm să ne dăm cu norii pe cer. Cântăm la aerul din odaie pe rând ca la instrumente cu coarde. Fotografiile ei îmi vin numai noaptea, pe piciorușe de porumbei călcând pe zăpadă. Lună nouă. În jurul bisericii așez lădițe cu stupi sistematici de mai multe culori. Un preot, purtând mască de apicultor și lungi mănuși albe, va trece să pună câteva melodii leșinate. Ochii lui, fluierând, vor desface până departe un câmp melifer. Tu vei găsi în fiecare noapte luna spartă în câteva locuri de greieri. Hergelia. Câțiva cai citesc crucile de pe deal. La fiecare nume scris pe lemn dau din cap, tresar, ba s-ar părea că și râd, ornechează. Apoi, cu gâturile întinse, împing un oblon și undeva departe pot vedea paradisul tapetat cu câmpii de ovăz. După încă o vreme, încep în liniște să ronțăie literele și nici nu iau seama că, lovind cu cozile după muște, biciuiesc și mătură zilele din calendar, iar în jurul lor se face gol. Casa galbenă. Vincent a ieșit astăzi în zori pe o colină pleșuvă să-și ia în stăpânire lanul de grâu.
precum într-un cuib de sturz cântător, mai încălzea razele stelelor cu tremurul mâinii. Mergea cu picioarele goale ca un moșneguț de la țară prin colbul încă umed de rouă și păsările deasupra lui lăsau găinați, loveau cu floarea soarelui neagră într-un meninge spart. El înainta, săpând gropi adânci cu luminițele ochilor în dealul cu creastă golașă, unde l-am și găsit, a dormit peste câteva ceasuri cu creierul acoperit de furnici. Soarele, înnecat într-un lac de vopsele, își mai mișca o aripă. Băile Olănești, izvorul 24. Din peretele unei stânci crește o colilie barbă de preot. Sub țăcălia popii, doi gemeni într-un cărucior fac sul ziua de august și aruncă în tufișuri. În spatele trăsuricii, mama lor se rușinează ca o lumânare bătută de vânt. O altă poartă. Vântul ne vorbește prin frunzișul în creștere ca Iisus prin parabole. Diplomele căderii în gol. Am auzit rochia neagră a mamei și rochia albă a tinerei fete cum atingeau blana de vulpe întinsă pe prag. În multe case, în după-amiaza aceea, soarele era singur, îl brăzdau valuri, valuri de transpirație, începuse a fluiera, scosese atâta pământ pe fereastră. Pastelul de fum. O privire fugară printr-o fereastră ce dă spre vântul curat. Acolo, scrum de țigară pe un mormânt de copil și în tot aerul urme de plâns, cum rămâne gustul de lapte ars o vreme pe limbă. Stolul de ciori plutind peste cartier pare o epigramă cioplită în piatră. Panica unor dulapuri uitate mult timp deschise, o nouă privire fugară prin fereastra ce dă spre vântul curat și pe pereți umbra unor cristaluri tresărind speriate. Prin plopul din zare suie un geamăt de lift. Autoportret. Duc în brațe o căpiță de paie, iar spicele lor mi-acoperă fața. De aceea eu lipsesc din tablou.